Corect. Hai, Adi. Bună seara și bine ați revenit cu drag la profanei cu exerciții de matematică la algebră. Oare ne crede că voi veniți cu drag? Cei care ne vizionează? Da, pentru că venim zi de zi. Asta este. Cu siguranță. Da. Altă n-ar mai veni, domnul profesor. Da. Clasa A. Șaptea. Deci clasa A, șaptea. Începem așa. Putem pentru mâine, da? Aveți căițel? Da. Sau vă vorbesc eu, mergem direct la exerciții? Au niște exerciții care zic ei că nu știu să le facă. Zile, Adi, vitează, că eu nu am exerciții, vă dictam eu. Așa. Trebuie să se determine partea întreagă și partea fracționară a numerelor. Minus 5. Minus 5. Minus 3,28. Minus 3,28. Minus 13 pe 2. Minus 13 supra 2. Minus 7 pe 2. Minus 7 supra 2. După minus 7 pe 2, nu? Da. Minus 7 supra 2. Așa. Mai 16 pe 90. 16 pe 90. Atât? Nu. Mai sunt. După aia, minus 13 pe 90. Minus 13 pe 90. Minus 4,512. Minus 4,512. Și 3,24. Și 3,24. Da. Așa, și la prima, și la toate astea, trebuie să le aflăm partea întreagă și partea fracționară. Bun. Ok. Asta trebuie să facem, da? Da. Bun. Dragilor, orice număr e compus dintr-o parte întreagă și o parte de după decimale, partea fracționară. Fracția, adică partea, nu tot întregul, ci partea aceea de după virgulă decimală, da? Așadar, uitați-vă, să luăm pe 3,24, iau de la sfârșit. Da. 3,24. În ce-l facem? În partea întreagă sau în partea... Partea asta întreagă, partea întreagă, uite așa se pune în paranteză dreaptă, partea întreagă a lui 3,24 egal cu 3. Iar partea fracționară, 3,24, da, 3,24 este egal cu 3,24 minus 3. Da. Este 3,24 minus partea întreagă. Da, partea întreagă. Deci este 3,24 minus 3, care înseamnă 0,24. Da? Da. 0,24. Deci cine de aici aș înțelege așa? Cu un număr X, un număr X este egal cu partea întreagă, da, partea întreagă plus partea fracționară. Deci un număr X, indiferent ce număr, X l-am notat noi, da, este compus dintr-o parte întreagă și o parte fracționară. De observat că observație, da, care trebuie să o punctăm bine, partea fracționară este un număr cuprins între 0 și 1. Între 0 și 1. Deci partea fracționară este un număr cuprins între 0 și 1. Poate să fie și 0, dar 1 niciodată. Deci este un număr între 0 și 1, partea fracționară. Pentru că există și numere care nu, la care nu am parte fracționare. Iată, dacă luăm pe x egal cu 3, pentru x egal cu 3, cât este partea întreagă? 3. 3. Partea întreagă lui 3 este 3. Și partea fracționară 0, adică nimic. Iar partea fracționară a lui 3, da, este egal cu 0. De acord, da? Da. Da. Minus 4,512. Ia să vedem. Hai să luăm așa. Cât este
partea întreagă a lui minus 1. Partea întreagă a lui minus 1 e egal cu minus 1. Da. Partea fracționară a lui minus 1 egal cu 0. Minus 0. Egal cu 0. N-are parte fracționară. Cât este partea întreagă? Partea întreagă a lui minus 1,2. Minus 3. 3. 2. 2. E partea întreagă e 2. Opa, mă, că e minus 2. Da. Și tu ai zis 2. Minus 2. Minus 2. Dar de ce minus 2? Pentru că este comprins între minus 1 și minus 2. Și mai aproape e minus 2. Da. Hai să vedem. Hai să vedem. Să vedem dacă înțelegem bine. Să luăm pe axă, da? Aici este 0. Da? Aici este minus 1. Și aici este minus 2. Minus 3. Și minus 1,2 înseamnă că e de la minus 1 mai în stânga, nu? Minus 1,2. Adică pe ăsta îl împarte în câte zecimale? Împarte în 5. În 10. Nu în 5. Nu. Aici e 10, prima zecime. N-am vorbit într-una din zile. Deci se împarte la 10 și noi luăm 2. Da. Deci împarte în 10 pe asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Așa. Și mai două luăm noi. Da. Aici este. Aici este numărul minus 1,2. Are pe minus 1 și încă minus, și minus 0,2 zecimi. Da? Dar noi am vorbit că partea în zecimală trebuie să fie un număr pozitiv. Deci, insist, ce am spus? Orice număr are o parte întreagă și parte zecimală care este cuprinsă între 0 și 1. Da. Deci, eu înțeleg prin minus 1,2, înțeleg minus 1 adunat cu minus 0,2. Minus 1 și adunat cu 20 în partea stângă. Dar aici, iată că minus 0,2 este ce fel de număr aici, minus 0,2? Este un număr negativ și intru în contradicție cu chestia. Deci eu sunt foarte trist în momentul de față. Și am să fac așa, egal mai departe, adun un 1 și scad un 1. La rezultat, la expresia asta. Deci vine minus 1 plus minus 0,2 plus 1 minus 1. Că 1 minus 1, cât face 1 minus 1? 0. Ca și cum n-aș fi făcut nimic. Egal mai departe cu minus 1 ăsta și cu minus 1 de aici face cât? Minus 1 și cu minus 1 face minus 2. Da? Încă o dată există. Minus 1 și cu minus 1 face minus 2. Și acum din plus 1 scad pe 0,2 și face 0,8. Deci plus 0,8. Iată, dragilor, că am reușit. Este extraordinar, că am reușit. Partea zecimală este pozitivă. Da? Și atunci, iată că partea întreagă cât este? Minus 2. A cui? A lui minus 1,2. Deci voi spune că partea întreagă a lui minus 1,2. Partea întreagă a lui minus 1,2 este minus 2. Da. Minus și 2. Și partea decimală este 0,8. Da, dar... Partea fracționară a cui? Partea fracționară a lui minus 1,2 este 0,8. Bun. Și acum încercăm chiar un model din temă. Da. Dar eu am luat un model nu din temă. Am luat un model în afară de temă, da? Super! Da? Deci, asta am insistat eu, dar ăsta era punctul cel mai tare aici. Super! Să înțelegem chestia asta.
Și fiindcă aveți tema, hai să vedem așa. Minus 3,28. Dar nu, minus 5. Am luat-o de la sfârșit. De acolo, mergem, da. Începem. Minus 4,52. Partea întreagă. Mergem deodată și partea fracționară, da, și partea întreagă. Partea întreagă a lui minus 4,500. Minus 5. Da. Egal cu minus 5, sigur că l-am prins. Iar partea fracționară acestuia, minus 4,512, este egală cu... 0,512. Nu. Este egală cu minus 4 plus... Cum ești 0,8? Este egală cu minus 4 plus... Din 1, am scăzut de 0,2. Insist pe chestia asta, e dreptate, e prins treaba, dar continui liniștit. Fă-ți de acum tema. Da? Și te uiți din când în când dacă e greșit sau nu e greșit. Asta facem acum. Eu acum am treabă cu Anca și cu Adi. Adi, de cum de-a ieșit pentru minus 1,2 partea fracțională 0,8? S-a scăzut din 1 ăla, mă. Din 1 ăsta a scăzut pe 0,2. Și din 1,00 a scăzut pe 0,2. Chiar numai una. Și 2 din 10... 8, 0 de 0, deci 0,8. Este completarea acum la 1. Aproximarea, domnul profesor, la aici. Da. Deci e completarea. Adică din 1 scădem pe 512. Da. Deci din 1,00 scădem pe 500, pe 0,512. Deci, Adi, vezi cum am scăzut din... Din 1 e 0,2 și-o da 0,8. Așa scădem și din 1,00 pe 512. 2 din 10, 8. 1 din 9. 1 din 9. Gata, mi-a dat sunt rezultat. 1. Nu, 0,48. Da, așa mi-a dat și mie. Cum de-ai zis-o dat 1? Păi din 1 scași ceva și îți dă tot 1 mai. Din 1 scădem pe 0,512. Uite cum am făcut eu. Deci din 1 scad pe ăsta, mai de Adi. 0,512. Da. Și vine 2 din 10, 8. Da. 1 din 9, 8. 5 din 9, 4. 5 din 9, 4. 0,488. Ce nu ți-e clar? Hai că trebuie să insist, obligația mea este. Ce nu ți-e clar ție? Păi, am scăzut, am adunat și am scăzut unul acolo, ți-amintești? Da. Pe minus 4, hai să luăm încă o dată, minus 4,512, pe minus 4,512, lui adunăm un 1 și scădem un 1, deci plus 1, minus 1, e egal mai departe cu. Am adunat un 1 și am scăzut un 1. Da? Da? Și dacă... Cum se scrie aici? Hai să scriu așa, mai desfășurat. Vine minus 4... Să scriu de sus. Minus 4, virgulă, minus 4 întregi, plus, pardon, plus partea decimală, dar partea decimală e negativă. Corect ar fi să zic așa, minus 0,512. Da? Minus 0,512. Asta este numărul pe care îl scriu desfășurat. Minus 4, minus 0,512. Corect. Plus 1, minus 1, egal mai departe cu minus 4 și cu minus 1 face minus 5, minus 5, și plus, acum din 1 scădem pe 0,512. 0,5 și ceva, numai că o să ne dai 0,4 și ceva. Uite, scăderea. Da. Din 1,00, da, scădem pe 0,512 și vin 2 din 10, 8, 1 din 8, din 9, 8, 5 din 9, 4. Face 0, deci vine minus 5 plus 0,488. Haide, nu sunt minus 5 întregi acolo, e minus 4,512. Da. Acum noi am zis partea întreagă minus 5. Uh-huh. Și, deci ne-am dus mai mult cu 1 și atunci scădem partea decimală.
Ai înțeles? Pentru că domnul profesor a zis condiția, observația este importantă. Număr este egal cu partea întreagă plus partea decimală, dacă partea decimală întotdeauna e pozitivă. Da, neapărat, asta neapărat este lucrul cel mai important. Acum facem, da. 19-90, acum facem. Deci s-a înțeles aici ce am făcut, Anca. Da? Ia încă o dată atunci. Deci uitați, la partea întreagă s-a mărit cu o unitate, minus 4, minus 5, aveți mai în stânga. Dar mi-am făcut rost din 1 acela ca să scap pe 512. Da, dintr-o mie, cum ar fi. Dintr-o mie scap pe 512. Ai înțeles atunci? 488. 0,488. Și acum e corect. Că dacă fac desfășurat, tot așa dă minus 4,512. Pentru că 4,5 și ceva cu 0,4 și ceva dă 5. Foarte. Și gata. Deci azi e simplu. Hai să vedem mai departe. La următorul cred că învățăm și mai bine. Exact. Da. Minus, minus 13 pe 2. Minus 13 pe 2. Nu, pe 90. Pe 90. De la coada am început. De la coada am început. Minus 13 pe 90. Împărțim 13 la 90 și o să ne dea 0,1... Minus ne dă. Minus 0,1 și 4 perioade. 1, 4 perioade. Deci minus 0,1 și 4 perioade. Și 4 perioade. Da. Foarte. Și atunci va fi, întregul va fi 0. Deci întregul este 0. Nu. Nu. Întregul este 1. E 1. Adică minus 1. Minus 1, deci da. Deci egal mai departe, adică avem și scris. Dar ce-a făcut? Eu împărțit pe 13 la 90. Păi da, dar în ce parte fracționară sau? Da, oare atunci care poate fi? Deci partea 13 la 90. Partea întreagă duci. Nu, să încercem adică să-l scriem ca să înțelegem și mai bine. Pot zic așa că este minus 0, minus 0 întregi, minus în continuare 0,14 în 4 în perioadă. Adunăm un 1 și scădem un 1. Da, adunăm și scădem un 1. Și face egal mai departe cu minus 0 și cu minus 1 face minus 1. Da. Plus. Plus. Din 1 trebuie să scădem pe ăsta. Și scădem. Știm să facem scăderea aia. Adică din 1 minus numărul ăsta. Cât adică din numărul ăla? Că știm să facem numărul ăla. Cât? 1 minus? Cât e acolo? Îl transformăm într-o fracție. Nu putem descurca ca să fie cu precis. Adică 13 pe 90. Deci? Ce cu tine? Zici da, transformă numărul ăla. Nu ești acolo. Păi cum se vine 14, scăzut partea din față 1, supra 9, 10. Aha, dar tu nu ești deci 0,14 în perioadă este un număr periodic simplu pe care îl transformăm în fracții ordinare. Și zi tu cât faci. Vorbești, nu mai scriu nimic. 0,14 minus 1. Deci, nu mai zicem pe 0. E partea întreagă, că nu mai scriem, da? Deci vine cât 14. Deci e 14, adică. Scriem tot grupul de cifre. Da. Scădem partea ne periodic 1 supra 9. Gândește în altă parte, că doriți și asta. Și face 13 pe 90. Pe 90, deci veni, da, pe 90. Și atunci va veni 1 minus 13 pe 90, aduc la aceeași mitor și face 90 minus 13. 77 supra 90. Face 77 supra 90. Deci, împart pe 77 la 90 și va face egal cu minus 1 plus, cât face 77 supra 90? 0,85555. Fac 0,8 5 în perioadă. 0,8, 5 în perioadă. Da. Și atunci spunem că partea întreagă a lui minus 13 pe 90, partea întreagă a lui minus 13 pe 90 este minus 1. Corect. Egal cu minus 1. Iar partea fracționară a lui minus 13 pe 90
este partea fracțională 0,8 perioadă 5. 0,8 perioadă 5. Nu s-a înțeles aici, trebuie să mai iau. Eu am înțeles, dar mai facem. Acum tu ții mai departe. Aia, da, asta fac, da? Asta fac. Iau un alt exemplu. Nu pe ăsta. Și atunci va fi ăsta foarte bine înțeles. Voi ați început cu coada și coada e din ce începe... Dacă începeau cu începutul, era mai ușor și poate că... Probabil, dar acum insistăm și... Tot trebuia făcut asta. Da, corect, dar poate se sperie acum, nu știu, adică îl văd pe neat. Păi, acum îl lămuresc. Bine. Eu n-am înțeles că de 77 pe 9. E pierdut, Adi e pierdut cel puțin cu totul. S-o dat acum ca să-l aduc la lecții. Așa. Hai să luăm așa. Notăm pe x egal cu x este egal cu minus 3,57 14 în perioadă. Adică este un număr periodic, cum se cheamă, mixt. Număr periodic. Scrie, te rog. Deci x egal cu minus 3. Știu că nu e tema, dar scrie. X egal cu minus 3,57 14 în perioadă. Și mă strădui să-i aflu partea întreagă și partea fracționată. Dar da. Pentru asta încep construcția. Egal mai departe cu minus 3, înseamnă minus, pe minus 3,57 14 în perioadă, îl simt ca fiind minus 3 minus 0, adică partea de după virgulă, minus 0,57 14 în perioadă. E bine? Deci minus 3, minus 0,57, 14 în perioadă. Adun un 1 și scad un 1. Minus 3 cu minus 1 va face cât? Minus 4, deci egal cu minus 4, plus 1 scăzut, adică din 1 ăsta. Da, scădem 57. Minus 57, 14 în perioadă, minus 0,57, da. 14 în perioadă. Și egal mai departe cu minus 4 plus 1 minus și o transformăm pe ăsta în număr fracțional. 0,571. Deci, bine, ce facem acum? Scriem tot grupul de cifre. Deci vine 57,14 din care scădem partea neperiodică, 57, supra atâția de-al din 9 cât indică perioada, 2 de 9, urmat de atâtea zerouri cât e partea neperiodică, 2 de 0. Și este egal cu minus 4 plus cât îmi dă din calcul 1 minus, se fac scăderea asta. 5657. 5657 supra 9900. Am scăzut 7 din 14, 7, 5 din 10, 5 și 6, 5. Aducem la aceeași numitor, nu de la un capăt, numai la unul ăsta. Atenție, da? Normal. Și egal mai departe cu minus 4 plus, mii de fracții, 9900. Deci 9900 minus 5657. 5657 supra 9900. Și egal mai departe cu minus 4 plus cât îmi dă la căderea 4243 supra 9900. 7 din 10 3, 5 din 9, 4, 6 din 8, 2,
Și 5 din 9, 4. 4243 supra 9900. Și asta acum se împarte și dă 0,42 perioadă 85. Deci egal cu minus... Doar fracția aceea. Da? Minus 4 plus 0,42 perioadă 85. 42 perioadă 85. Iată ce performanță am făcut. Că acest număr X, care era dat minus 3,57 perioadă 14, are minus 4 între. Este scris ca fiind egal cu minus 4 plus 0,4285. Acum, fiindcă am realizat partea fracționară pozitiv, înseamnă că partea întreagă a lui X, care noi l-am notat cu acel număr. Așa, partea întreagă a lui minus 3, să scrii toată lumea, minus 3,57 perioadă 14. 7, perioadă 14, toată lumea scrie. Egal cu minus 4. Egal cu minus 4, uitați aici partea. Da. Minus 4. Iar partea fracționară a celuiași număr al lui minus 3,57 14 în perioadă. Este asta de aici. 0,4285. Da? Adi, îi luăm un exemplu și mă conduci și fac un lucru. Da? Te rog. Deci luăm pe X egal cu... Ia tu un X negativ, să înțelege. X egal cu zic. Minus 5 întregi. X egal cu minus 5, virgulă? 139 în perioada 14. 139 perioada 14, da? Exact. Egal mai departe cu? Egal cu... scrie pe ăla ca o fracție. Ca o adunare de două numere, cu partea întreagă, minus 5. Plus... Minus, minus, că da. E minusul ăsta care influențează și partea asta, da? Da. Minus 0,139. Da. Vorbește, vorbește, știi că nu mai scriu nimic eu. Da? Plus 1, minus 1. Adunăm, scădem 1, 1. Și egal mai departe cu? Vorbește. Minus 5. Minus 5 cu minus 1 ăsta de aici. Minus 5 și cu minus 1, minus 6. Da. Plus? Plus... 1 scăzut. Asta care e 0,139 și 14 perioadă. Da, și egal mai departe cu minus 6. Plus 1 minus, și acum vorbește. 1 minus 0... Nu mai 0, că nu, nu am mai pot. 139, 1, 4. Schimb tot număr perioadic și neperioadic. 139, 1, 4 minus 139, da. Supra 99 și 3 de 0. 99 și 3 de 0, 8. Adică 99 de mii. Da. Și egal mai departe vorbește, egal cu? Cu minus 6 plus 1 minus 13.775. 13.775, adică trebuie să facem și noi calculul ăsta. Adică 9 din 14, 5. Da. 3 din 10, 7. 7. 1 din 8, că aici nu mai este 9, 1 din 9, 7 și 13 și l-am copiat. Supra 99.000. Tu dacă te afli acum la clasă, la lucru, n-ai ce face aici, n-ai cum să faci împărțirea tu decât dacă o faci la mână. Și atunci simplificăm pe 5. Da. Facem exact cum am fi fără calculator la clasă. La clasă ce se face? Deci egal mai departe cu minus 6. 1 minus... Și linii de fracție? Da. Da, băi, prin 5. 2755. 5 în 13. 5 în 13 de 2 ori. Ești la clasă, n-ai calculator. Mm. 5 în 13 de 2 ori. Rămâne... 5 ori 2, 10, rămâne 3. 37. 5 în 37. De 5 ori? De 5 ori.
7.35 rămân 5, 3, 7, de 7 de... ori. De 7 ori, da? De 7? Păi 7 ori, 5, 35. 35. Și 35 rămâne un 2 și da. Cu 7, 27. De 5 ori. 5 ori, 27 de 5 ori. 5 ori, 5, 25. 5 ori, 5, 25. Și rămâne iar 2, 25, 25 iar de 5 ori. 25, și aici? 25. Și aici vine 5 în 9 odată. 5 în 49. De 9, 5, 45. 19800. Și rămâne un 4 și cu 10, 40, 8. 5, 40 de 8 ori, 0, 0. Da? Iar merge prin 5 și scriem minus 6 plus 1 minus 551. 25 de 5 ori, adică nu ne lăsăm, dacă ne păcălește. 25, rămâne un 2, 25, 5, 25 de 5 ori și 5 în 5, o dată. Jos, 5 în 19. 5 în 19 de 3 ori. 3 ori 5, 15, rămâne 4, 48, din 9 ori 5, 45, rămâne 3, și cu 0, 30, 5 în 30 de 6 ori. 6 ori, și la 2 luăm 0. 0. 3960 v-a dat așa? 3960. Da. Ia să vedem dacă mai putem merge. Face simplificare. Dacă nu aducem la aceeași jumătate. Păi ar trebui să aducem, că nu se mai simplifică. Prin 2 nu, prin 3 nu, prin 4 nu. 4 nu, 4 nu se pune problema că dacă nu mergi când vei merge pe 4, prin 5 nu, prin 7 ar trebui pe 11, nu știu ce. S-ar putea să fie unul din ele prim și dacă unul din ele e prim, nu mai face nicio. Dar ca să nu pierdem timp, aducem la aceeași jumătate și lucrăm. Deci egal mai departe cu... Minus 6. Minus 6. Plus. Plus linii plus. De fracții. Linia dreptului plus acolo. Și 3.960 minus 3.960 minus 551. Supra 3.960. Și este egal cu minus 6. Minus 6 plus 9, da. 5 din 5. U 0. Da. 4 și 3. 4 și 3. 3. 3409 supra 3960. Nu facem decât să facem împărțirea. Ne apucăm să facem împărțirea. Da, 0,86. Dar nu se mai simplifică. Hai să vedem. 3 și 4, 7 și cu 9, 16, nu se simplifică. 0,860, 8, 5 în perioadă. Deci egal cu minus 6 plus 0,860, 85 în perioadă. Și acum spunem, după ce l-am aranjat așa, după ce l-am aranjat așa pe X, zicem, partea întreagă a ăluia care l-am avut la început, are minus 5, 139, 14 în perioadă, este egal, partea întreagă da, este minus 6, o vedem. Și partea fracțională? Acestuia, al lui minus 5, 139, 14 în perioadă, este... 0,86. Este ce am avut acolo? 0,86. 860. Perioada 85. Da, iată 860 acolo am. Da, aici mai trebuie un 0. Ca să fie treaba bancă. Iată, așa trebuie lucrat. De caietelul vostru, când vi se dă numărul ăsta, cum l-am luat eu, l-ai luat tu. Minus 5,39,14 în perioadă. Egal cu, îl scrie minus 5 minus partea sa fracționară, adunăm și scădem un 1, facem minus 6. Clar că trebuie lucrat aici, nu-ți dai seama de partea fracționară dacă nu lucrezi. Așa trebuie făcut, exact cum am văzut aici. Și aici e profesorul, când îți dă așa o chestie, te verifică dacă știi transformele periodice mixte, fracții ordinare, lucrat. Super, adică da? E greu că e lung, dar... Algoritmul, cum zice domnul profesor, da, algoritmul, dacă l-ați înțeles. E treaba simplă. Da.
Așa trebuie făcut, da? Hai să lucrăm din temă, că cu fracțiile văd că au probleme. Deci, de ce? Cu fracțiile astea, că nu... Ce? Nu, dar lucrăm pe minus 13 pe 90 încă o dată. Să lucrăm. Deci, minus 13 pe 90. Așa, da. Și cu... Acum, cu șervețele, așa că de-aia le-am avut. Ușurăm aici, în situația. Deci, minus 13 pe 90, mai nouă dată. Și mă conduci toate la minus 13 pe 90. Iar de un lumină, trebuie să nu înțeleagă, nu? Ia să vedem. Deci, e vorba de x egal cu minus 13, minus 13 pe 90. Ce dau mai departe? Îl împărțim pe 13 la 90 și o să dea 0,1 pe reală 4. Deci minus, nu uităm în seama, da. Minus 0,1 1 pe reală 4. Pe reală 4. Și egal mai departe, muncim. Și minus 0. Minus 0, n-are rost să mai punem. 0 minus. Și vine 0 minus 0, dar nu îi pun pe 0. Minus 0. Cum ar partea fracțională? Se vede că n-am 1,14. 1, 4, 4 perioade. Și cam mai departe. Adunăm și scădem un minus 1. Deci egal mai departe cu minus 0,1 4 în perioadă, plus 1, minus 1, și egal mai departe cu minus 1, îl punem în prim plan, da. Minus 1 acela, plus 1 scăzut, 1, minus 1, minus 0, virgulă, ca să-ți dragi toată lumea, 1, 4 în perioadă. Care înseamnă? Minus 1 îl păstrăm, plus 1 scăzut, 1, minus 0,1, 34,9. Partea instinctă e 0, nu mai am treabă. Deci rămâne doar atât. 14 minus 1 pe 90. Adică ăla de acolo. Da. 13 pe 90. Deci vine 13 pe 90. Și egal mai departe cu minus 1. Amplificăm. Cu 90. Da. Plus 77. 77 supra 90. Și? Minus 1. Deci face minus 1, egal mai departe cu minus 1, plus 0,8 în perioada 7 pe 90 împărțim. Și 0,8 pe perioada 5. 0,8 pe perioada 5. Iată că pe x, adică pe minus 13, x care este minus 13 pe 90, l-am aranjat ca fiind minus 1, plus, important, plus partea fracțională, plus 0,8 în perioada 5. De unde constat de aici? Acum, că partea întreagă a lui minus 13 pe 90. Miruna, cât este partea întreagă? Minus 1. Minus 1 se vede foarte clar. Egal cu minus 1. Iar partea fracțională a lui acestuia, a lui minus 13 pe 90, este 0,5. Pe perioadă 5. Da? 0,8 pe roată 5. Clar? Foarte clar. Foarte clar. M-am scris-o aici, domnul profesor, ca să... Am înțeles, da. Mai încurge. Da. Hai să vedem. Suntem la minus 13 pe 90, la 16 pe 90. Zima, de condumă. 16. X-ul este, deci, egal cu 16 pe 90. Îl împărțim prin... Simplificăm prin 2. Simplificăm prin 2, care înseamnă 8 pe... 8 pe 4. 8 pe 45. Mai putem simplifica prin ceva? Nu. Dată trebuie. Împărțim pur și simplu, egal cu... 8 împărțit la 45. 0, virgulă. Da, 0, virgulă. 80 împărțit la 45. 7 în perioadă. 0,1 pe 7 în perioadă. Dar lăsa să facă. Așa, să facă calcul, că se facă și chestia asta. Ei se întâlnesc la clasă. Și ne va rămâne 35, coborâm pe 0, 350. Da. Merge de 5 ori. 5 ori 5. Hai, adică, spune și fără, și frumos, stai și... Ce faci? Merge chiar prin... Hai să coborâm 5. 5 ori 45. 225. O, mai merge. Prin 45 ori 7. Hai, cum ai făcut? Deci 8. Hai, adică, faci un acord.
Miruna ne păcălește. 8 împărțit la 45, da? 5 egal cu 0,5. 0,5. Am pus 80. Da. Și merge odată. Odată 45. Și apoi... Și vine adi 5 din 10, 5. 4 din 7, 3. 3 punem 0. 0. Merge din 7 ori. De 7 ori? 7 ori, 5, 35. 7 ori 4, 28 și cu 3. 315, da? 5 din 10, 5. 1 din 4, 3. 35, gata, gata, se repete. 35. Da, e 0,1 pe radă 7. 0,1 pe radă 7. Așa a fost. Și deci, acum avem de calculat... 0,1 pe radă 7. Și cam mai departe. Îl scriem desfășurat. 0 întregi. Și nu spun minus. Plus. Pentru că perioada, plus. Partea 10, numărul este cu plus. Da. Plus. Plus 17 minus 1 pe 90. Plus 0,1 și 7 în perioadă. 7 în perioadă. Și tu acum, fiind cu plus, nu mai aduci scadonul. Nu mai facem nimic, lăsăm așa. Asta. Deci nu mai aduci scadonul. Și partea decimală, gata? Deci fără... Pentru că el e cu plus. Data trecută noi am avut aici cu minus. Minus, da. Vezi? Din cauza asta am adunat și a scăzut. Deci când e cu plus, rămâne așa. Da, da. Partea întreaga lui este... 0. 0 și partea decimală este... 0,1. Și găsim aici, exact asta. Perioada 7. Deci, acum, de aici rezultă că partea întreagă a lui... A lui 16 pe 90. 16 pe 90. Este egal cu 0. Egal cu 0. Iar partea fracțională a lui 16 pe 90... 0,17 în perioadă. Observații, zic, observații. Nu mai adunăm și scădem un 1. Atunci când este pozitiv... Dacă e pozitiv, ce trebuie? Uite cum trebuie să fie. Uite cum trebuie să fie partea fracțională. Pozitiv. Și este pozitiv. Nu mai... N-am avut ce face când a fost numărul negativ. Trebuia să scap de... Minus 7. Cât? Minus 7 pe? Minus 7 pe 2. Vă mai înțeles? Ba da, dar vreau să spun. Hai! Însă, că împărțim 7 la 2 și ne dă 3. Minus, deci x egal, hai să luăm așa, x egal cu minus 7 pe 2 și egal cu? 3,5. Minus 3,5. Așa, minus 3,5. Foarte important, minus 3,5. Eu am zis cât e la împărțire, minus. 3,5. Deci acum îl desfacem. Egal mai departe cu minus 3. Cu minus 3. Minus 0,5. Și este egal cu... Plus 1 minus 1. Acum. Da, minus 3. Egal cu minus 3. Da. Minus 1 plus 1. Minus 3 minus 1 plus 1. Minus 0,5. Și egal cu minus 4 cu 0,5. Cu minus 4 egal cu minus 4 plus, plus 0,5. Din 1 scădem pe 0,5 și îmi dă 0,5 plus 0,5 și atunci rezultă că partea întreagă egal cu 4 partea întreagă lui minus 7 pe 2 egal cu minus 4 egal cu minus 4 iar partea fracționară este egal cu 0,5. Super! Vedeți că de acum sunt ușoare când eu sunt... A, greu a fost cu numere fracționare acolo, deci mai pe rest simplu. Minus 13 pe 2. Poftim, poftim. X egal cu... Este egal cu... Împărțim 13 la 2 și vom avea 6 ori 2, 12, 1, deci 6,5. Și minus 6,5. Eu am împărțit 13 împărțit la 2 și acum am voi scrie egal cu minus 6,5. Așa, minus 6,5. Bun. Așa, și egal cu minus 6, da. Minus 1, plus... Deci minus 6, minus 1, plus 1, minus 0,5, ca să înțeleagă toată lumea. Da. Și egal cu minus 7. Minus 7, plus 0,5. Și gata. Și atunci, partea întreagă. Partea întreagă din minus 13 pe 2 este minus 7. Și partea fracționară a lui minus 13 pe 2 este 0,5.
Pot eu la minus 3. Da, Anca, să poate vrea și ea. Anca. Minus 3,28. X-ul, deci egal cu minus 3,28, egal mai departe, Anca, tu? Putem spune, cred că partea... Nu deodată, fiind negativ, avem de lucru. Păi, desfășurăm, egal cu minus 3, minus 0,28, egal mai departe cu... Dar mai departe cu... Văzând că e partea fracțională negativă, aduceți cazul 1, nu? Egal cu... Minus 3, minus... Minus 3, minus 1, plus 1, minus 0,28. Și egal cu... Egal cu... Minus 4, plus... 0,28. Păi nu e 0,28 din 1, dacă scazi pe 0,28, Anca. Ca și cum a scădea dintr-o 100 pe 28. 0,72. Da, 0,72. Și când ai reușit să-l faci pozitiv, atunci dai gata, răspuns. Zici. Partea, partea întreagă a lui minus 3,24 este... 0,28, domn profesor, da, îmi cer scuze. Da, 28, da. Da, este. Este egal cu minus 4. Da. Și partea, partea fracțională a lui minus 3,28 egal cu? 0,72. Trebuie să opresc prima lecție. Da. 0,72? Da. 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 Da.